Bună ziua și bine v-am regăsit, columbofili adevărați. Ne aflăm la fratele lui Manicu, ne aflăm la Manionel, Belu Porumbelu, așa cum este cunoscut. Să știți că nu am vrut să fac inițial un interviu, dar când am venit și am văzut, m-am minunat. Ionele, câți porumbei deții? Bună ziua și vă salut, colegi columbofili și nu numai, și iubitori de porumbei. Mă numesc Ionel, cum a spus domnul, sunt din localitatea Hodac, județul Mureș. De la 6 ani m-am contaminat cu microbul porumbeilor, dar datorită unor probleme de familie am renunțat la porumbei un timp. Am avut multe tangențe cu părinții, bacă, nu fac treabă și umblu după porumbei. Acum de 10 ani am început și aproape de 10 ani am început întâmplător să-mi iau o pereche de păuri și mi-am adus 4 porumbei. La care un prieten de aici din comuna vecină din Ibănești, sat Claudiu Dan, probabil o să vadă videoclipul, îi spune unui prieten: uite, Ionel și-a adus 4 porumbei și sigur o să se bage pe porumbei. Eu la care i-am răspuns: nu o să mă mai bag pe porumbei, pentru că am decis să nu mai umblu după porumbei. Am scăpat nu de mult de armată și zic să fac o familie, să nu mai umblu după lucruri de copii. Până la urmă, lucrurile de copii le-am transformat într-o crescătorie de 8 metri pe 3, doar îmbălțați, deci dacă mi-am adus porumbei, mi-am adus doar cum am știut eu și cum mi-am propus să am câteva perechi. Deci nu am crezut vreodată că o să ajung la un număr de 200-300 de porumbei, nici într-un caz. Sau mai ales să formez cu lor și anumite chestii, să umblu la evenimente cu porumbei. Momentan dețin un număr de vreo 200 de porumbei. Da, și deci deții voiajori, cum în mediul popular, de frumusețe, cum s-ar veni. Deci, pot să vă spun... Da, spune-mi, te rog, aici ne aflăm într-un compartiment unde văd că sunt cam câți ai? Cred că ai vreo 50. Da, vreo 50. De cum se numesc? Bălțați pe albastru. Deci bălțați pe albastru. Să vă spun istoria bălțaților pe albastru. Nu sunt niște porumbei de ornament puri, nici porumbei de voiajori puri. I-am combinat, pentru că nu am putut să reușesc să fac două perechi de porumbei voiajori sau colorați, cum mi-am propus pe albastru. Am mers la o expoziție în Sâncrai cu un domn din comuna alăturată și din întâmplare am găsit un mascul voiajor sport, doar cu alb pe gușă, fără alb în aripă, și am pus numele de Mureș, pentru că era la Târgu Mureș, la Sâncrai, da, expoziția, și am pus numele de Mureșul. Am mai mers la un vecin din alt sat, da, altă comună, și am mai adus o femelă. Greu, nu se putea obține un porumbel. Nu puteam să-mi procur un porumbel sau o bălțată. Nu găseam la niciun crescător. Atunci mi-am pus o întrebare: ce se întâmplă cu crescătorii de porumbei? Văd, să vă spun sincer, cu tot regretul, numai ciori. Da. Iau ceva și frumos. Ceea ce am văzut eu, să știți că crescătorii de porumbei de ornament sunt în scădere. Așa. Da, și ai observat și tu, da? Aveam cam și o anumită atracție și față de porumbei care nu sunt colorați cu alb. Da. Cu alb. Doar atunci eram foarte, foarte fixat să-mi procur încă o femeie bălțată și nu am reușit. Cum mi-am propus, doar se dădu faza că mi-am găsit în cele din urmă la altcineva și mi-a făcut o pereche, am mai mers la cineva, mi-a mai adus un mascul fără inel, m-am bucurat foarte mult. Nu se încadra în penajul sau în forma coloritului cum mi-am dorit, dar să fie acolo două perechi. În fine, de acolo și până aici au durat câțiva ani și i-am și mai consanguinizat. Dar mi-am format o linie de bălțați pe albastru care dau doar bălțați pe albastru. Deci acești porumbei nu dau albaștri, deși vedeți aici un albastru, aici se lucrează separat la niște combinații. Și iubesc foarte mult, am probleme de sănătate și porumbei m-au ajutat mult să mă reglez și să mă mențin. Hai să mergem, acest te rog. Porumbel, acest porumbel da? Este foarte drag. Cât ai primit pe el?
150 de euro, deși nu este zburat. Din ce an e? Am câțiva porumbei. Din ce an e? 2017, se numește Ciobi. Ciobi, Ciobi. Pentru că am mulți prieteni ne aflăm pe maghiari. Dar ne aflăm pe tărâm românesc și uite. Nu contează. Eu am foarte mulți prieteni maghiari care m-au susținut cu porumbeii, da? Și mi-au susținut ideea să-mi procur bălțați. Mulți erau împotriva mea, dar uitați. Vedeți și noastră? Eu cred... Cred că ai ceva, poate nu unicat în țară, dar puțin sunt ca tine. Îl puteți contacta pe Facebook la Ionel Belu Porumbelu. Ionel Belu Porumbelu. Haideți să... Sau pe grupul Belu Porumbelu, Pasiune și Relax, Columbofil Universal. Aici se înscriu membrii care sunt iubitori de porumbei și porumbei ca columbofilii începătorii, adică iubitori de porumbei. Aici ai pe negru marmurat. Am format câteva perechi. Uitați, femeia, deși nu are în el nici masculul, femeia este procurată de la un vecin cu care de la care m-am contaminat când aveam vârsta de 6 ani. A urmat o perioadă de un an, doi, am ținut niște porumbei, am luat o pauză, se numește Bufnița. Bufnița. Se numește Bufnița. Frumoase. Și am dat... Belule, cred că o să-mi iau și eu câteva perii. Extraordinar ce văd aici. Femeia are un mascul. Bufnițoiu. Bufnițoiu. Uitați, fiu din Bufnița, dar cu alt mascul. Deci ăsta e fiu din ea. Da. Deci uitați. Așa de unde i-ai? Deci ea de unde i-ai? Ea este de la un vecin. Din a doua casă de aici. Și era un domn iubitor de porumbei. Momentan s-a lăsat de porumbei și împăia, când era în tinerețile lui, împăia foarte multe păsări. Ionele, Belu Porumbelu, ai investit mult în porumbei? Așa ca bani vorbesc. În ăștia 10 ani. Dacă vă spun că am investit sau nu am investit, rămâne ceva secret. Mult tare nu am investit, dar să facem o comparație între investițiile unor persoane care au mari vicii, care au mari vicii, nu se compară investiția în porumbei. Momentan, nu pot să spun, să mă afirm 100% că eu trăiesc de pe porumbei. Nu trăiesc de pe porumbei, dar am ajuns la un nivel în care porumbei mi-aduc un beneficiu și material. Deci se întrețin. Vreau să spun, se întrețin singur, și da? Și deja sunt pe surplus. Am și câștig, dar nu... Bine, acum nu câștig mare. Da, nu câștig foarte. Da, haideți să mergem în... compartiment. Am și rotați. Ai și rotați la evenimente. Pavă, cum se spune pe aici, pe la noi. Pe care îi duci la nunți. Vă arăt momentan. Da. Dacă tot ne aflăm aici în compartimentul coloraților. Și coadă m-ați pregătit, deci nu m-am pregătit pentru... Știu, a fost ceva așa, spontan. Și eram tare ocupat cu... Eram tare ocupat să merg în casă să mă pregătesc pentru alte lucruri. Pentru alte vizite și zic, dacă tot ați venit, știți cum e, musafirul nepoftit este bine primit pentru ca altă dată să fie și... Uai, ce frumos! Ăștia de unde ai? Și poftit. Născuți la tine? Născuți la mine. Mascul este dintr-un porumbel de la domnii moldovan, care concurează cu porumbei. Eu v-am spus, nu am porumbei, aici sunt doi frați, pentru a obține niște pui, să-i încrucișez, să mă formez niște bălțați pe roșu, dar să nu fie consanguin. Dar ca să-i obțin, nu m-am mai dus să mai îmi procur, că acest se numește Vulcan, un mascul foarte frumos. Uitați, e un mascul indian. Așa i-am pus numele. E un mascul voiajor spre sport, dar i-am dat ce-i trebuie. Foarte frumos. Haideți să vă arăt albi. Albi și carel, sau cum se numesc ăștia? Aici ai albi, bun. Îi duci și la evenimente, boteze, nunți? Da, mai duc. Mai am și comenzi să mai merg pe la evenimente. Vă arăt un mascul alb, că nu stă mult la compartimentul albilor, deși mie nu-mi prea îmi plac albi, îi țin doar de nevoie. V-am spus, dacă tot mă ocup de porumbei și am probleme de sănătate, să mai ies și eu un câștig cu ceva.
că pierderea de vreme se poate face la orice oră. Da. Îmi arăți aici, deci, un mascul. Știți cum e? E un mascul alb din 2016. Născut la tine sau procurat? Născut la mine, tot din porumbei procurați. Uitați, da. Nu am prea multe bucăți. Momentan, Hai, 20 ai. 20 am de lucru, l-am perecheat. Acum îi împerechezi, așa? Da, uitați, acesta este. Dar văd puțin, un pic căpăcit. Nu contează, e un mascul care, acum s-au lovit pe aici că e aglomerație. Da? Am rezervat niște porumbei și n-au venit încă după ei și nu mai am spațiu. Așa, un mascul de 9 ani la mine. 9 ani. Cam așa, 8-9 ani. Se numește Buzu. Buzu. Are ceva linia veche. Toți porumbei tăi au un nume sau așa, no, care ți-s cei mai dragi? Întâmplător. Aici... No, aici îmi place mie. Aici îmi place mie belul porumbelu. Extraordinar. Extraordinar. Da, o mers să fac. Nu-i nimic. Aici am percat câteva perechi pe galben Noleman Scarel. Trei perechi pe galben și veste pe osul. Jos pe osul. Uitați, se văd și în voliera, aici sunt vreo 18. Ce frumos! Ăștia de pe unde i-ai făcut? I-ai procurat? I-am procurat de pe la domnul Baicianu de prin Iași, vreo 3 perechi, s-au îmbolnăvit, am lucrat mult la... Ionele, pentru doritori, că acum canalul acesta este văzut în toată țara. Hai să facem, cât costă în medie sau cu cât vinzi o pereche pe galben de carel? Deci pentru comenzi, pui. Deci numai pui, da. O pereche pe galben. Pereche, mă refer că s-ar putea să fie două femele, femele și o pereche de pui. O pereche de pui pe galben undeva la 150 de lei minim, da. Minim pe galben. Pe roșu până între 150. Pe alb, deci voiajori albi. Voiajori albi de la 30 de lei bucată la 60, bun. 70 de lei bucată. Pe albastru. Mă refer la bucată acum, da. Că eu normal sunt la bucată și nu prea îmi place să-mi pun prețurile umpli, da. Deși suntem într-o dilemă cu această atenționare, da. De protecția animalelor, da. Sau ce să vă mai spun, interzicerea comercializării păsărilor vii online, dar aici nu mai suntem chiar online, suntem la țară, suntem vizuali. Ce am să spun, pe albastru cât ar fi o pereche? O pereche pe albastru undeva la 100-120 de lei, 150 și de lei. Și pe negru? Alții ajung, depinde, dacă am un porumbel preferat și insistă domnul respectiv să cumpere un... Din perechea respectivă ajunge. Perechea. Hai să mergem să vedem și ceilalți și găinile m-ar interesează. Da, deschide, te rog, ușa. Da, să mergem. Îmi pare foarte rău că nici nu mă simt prea bine ca să-mi formez cuvintele pentru a vă înțelege mai bine. Da. A înțelege mai bine și... Foarte frumos. Aici e spuma. Aici e spuma la tot ce ai. Aici sunt doar câteva perechi pe care nu le consider super fantastice, cum le vedem noi. Foarte frumos. Doar că eu sunt obișnuit cu ei, mă înțelegeți? Ce frumos. Ce frumos. Ți sunt pereche, cred că acum sunt gata de oasă, da? Vă arăt o femelă galbenă, da? Scoasă din mascul, roșu cu alb, dar cu genă, de galben. Aceasta este o femelă. Foarte frumoasă. 2017. Foarte frumoasă, sănătoși. Și acesta este un mascul procurat recent de la domnul Gliga din porumbei belgeni. Ca să mai introduc un pic de sânge în ei, că am cerințe la anumite persoane. Uitați, și asta are nume, se numește Abdul. 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 Nume acesta aici se numește turcesc. Steven. Stați să vă arăt pe Steven. Steven Gerard. Dumneavoastră ce ziceți, dacă vă place sau nu vă place acest mascul? Foarte o să-l iau și mână. Stați un pic. Ia-mi, te rog, Ionele. Și îl vedem mai clar un pic aici la lumină. Așa, la lumină. Foarte frumos.
Extraordinar. Eu mă ascult din 2015, chiar printre, deci se face parte din grupul de 4 porumbei. Pentru mine, Ionele, tot reportajul ăsta e o bucurie. Uitați cum stau. Eu vă cred, am mulți. Să vă prind și femeia, să vă uitați un pic la ea. Eu sunt foarte agitat acum pentru că am probleme de coloană și nu mai puteam să mai stau afară sus și vorbesc un pic mai bâlbâit. Ca să nu vă faceți probleme, îmi cer foarte multe scuze și ca să mă revanșez față de cei care probabil mă critică că n-au înțeles ce le-am spus la anumite faze, îi invit la mine acasă și le voi dărui posibilitatea să stea cât vor. Aici. Să urmărească porumbeii sau să le vorbesc particular. Foarte. Asta e femeie dintr-un mascul alb cu roșu, roșu cu alb, puțin alb, uitați-l de jos, și la rândul, dacă e împerecheată corespunzător, dacă e împerecheată corespunzător, se obțin niște pui fantastici. Aici. E foarte frumos. Foarte frumos. Nu prea i-am spreiat astă toamnă, chiar pe toți, dar anumiți porumbei sunt foarte mătăsoși și chiar îmi plac, chiar îmi plac și mie. O să mă ocup mai Hai mult. Hai să mergem un pic și la găini. Și că... Da, da. Să mergem. Găini, ce rase de ții? Ce să vă spun, dacă la porumbei nu am avut o rasă pură, vă dați seama că nici la găini, doar cred că... Da, un grup de găini mi-e de rasă pură. Acesta e un cocoș obținut după 5 ani de combinații între găină, deci între rasa Viandote, 3 ani lucrată cu rasa Brahma, am obținut niște rezultate și rezultatul din această combinație l-am făcut cu... cu culoarea din rasa tot Viandote, dar aurin. Ai disponibil ouă, da? Ouă am disponibil, doar că nu prea îmi place să mă încurc, vă spun sincer. Persoanele știți cum îi... Doar de aici de acasă să vină, să nu... Asta... Am mai trimis prin țară și de multe poate ori se mai trimis, dar nu dau o garanție foarte mare, pentru că cum am probleme de sănătate și așa mai departe, necesită oarecare atenție ca să ai o fertile. Nu zic, tratezi găinile, aici este o combinație proprie, făcută după 3 ani. Găini cu moți, semi-moți cu bărbiță, aici e un tineret tot din acelea, dar foarte mai micu, deci frumușele, dar mai micuțe. Și ce să vă spun, îmi plac mult păsările, îmi pare foarte rău că nu mă simt prea bine și sunt foarte agitat, dar nu de la dumneavoastră că m-ați luat prin surprindere, de la timpul care mă presează. Și ce să vă spun, prieteni, dacă doriți cu adevărat să obțineți ceva de la Belu Porumbelu, adică de la mine, și vă interesează porumbeii mai mult și nu mai am spațiu în listă, deși am vreo 4.000 și ce, vreo 5.000 aproape de prieteni, da. Am un grup personal, v-am spus și în crescătorie, Belu Porumbelu, pasiune și relax columbofil universal, vă puteți înscrie și dacă vă place acest grup, puteți rămâneți în el și noi putem colabora prin Messenger sau încereți un număr de telefon la comentarii sau în privat. Ionele, îți mulțumesc foarte mult. Vă invit să vedeți găinile Viandote Argintiu și... Da, hai te rog, Viandote Argintiu. Trebuie să oprim filmarea pentru că trebuie să plec. Și... Da, pe aici mergem. Da, haideți. Foarte frumos, un om gospodar. Extraordinar. Extraordinar. Îmi place ceea ce văd. Deci, vă spun să vă spun ceva. O relaxare totală, Ionele. Pe tine asta. O să vă invit în primăvară, mai accentuată primăvara, cu mai multă verdeață și o să aveți
posibilitatea să ne relaxăm la un pahar de vorbă, cum s-ar cu da, se da, spune da. Pe românești afară, la aer liber, cu porumbei liberi, am și videoclipuri. Câți viandote ai? Sili. Am undeva la vreo 18 bucăți, că mai am. Numai un cocoș ai? Am doi, dar e de rezervă înăuntru, înăuntru. Asta e viandote argintiu. Da. Prin rotație îl mai bag cu găinușile, că da. Nu poți să-i las la oaltă. Da, da. Și nici nu aș mai face alt separeu, că e de muncă și câștigul nu e pe măsură. Nu o să știți. Haideți să vedeți și culorile astea alte. Argintiu. Aici e o combinație. Au început să ouă? Da, au început să ouă chiar foarte bine. Aici e un cucuș auriu, de la care se trag găinile acestea, ca fazanul. Da. Așa, uitați ce penal frumos au, parcă sunt fazani. V-am spus de la început că am ținut pe unii și după aceea nu m-am mai continuat, că am ținut și fazani. Uitați, vreau să lucrez la aceasta, ca... deci cum e găina... Așa, pe alb, pe alb, deci, așa. Uitați cum ar fi găina aceasta, cum ar fi. Așa, și cucoșul, ca vi l-am mai spus, ca să obțin alte culori mai rare. Dacă tot sunt acasă, mă complic și îmi formez și o oarecare abilitate pentru a obține niște lucruri interesante. Foarte frumos. Din păcate, trebuie să încheiem reportajul nostru. Nu uitați! Dacă îl puteți contacta pe Belu Porumbelu Ionel, mai spune-ne odată adresa unde te pot găsi. Adresa de Facebook? De online, pe de Facebook, Ionel Belu Porumbelu. Da. Și pe grup, dacă nu primiți mesaj în privat, probabil intru mai greu, îmi lăsați un coment la vreo postare pe grupul Belu Porumbelu, Pasiune și Relax, columbofil universal. Vă puteți înscrie și cu drag să postați ceea ce dețineți, mă refer porumbei. Am anumite reguli pe grup. Nu se acceptă găini pe grup, nu se acceptă porumbei murdari, nu se acceptă porumbei braconați. Ce să vă spun, vă iubesc, iubitorilor de porumbei, precum iubesc și acești porumbei pe care îi dețin și care mă bucură foarte mult. Și vă urez multă sănătate și succes în nou un an. Sănătate, numai bine! Iar dacă dumneavoastră v-a plăcut acest interviu, nu uitați, abonați-vă la canalul meu, Columbofil Adevărat, Roșca Valeriu, și distribuiți mai departe postările mele. Vă salut cu stimă și respect. Încă o dată mulțumesc! Vă salut! Sănătate.